Aleluia, este lucrar a minha vida sfântă și adevărată, apropiați-vă în smerenie, în rău și sfințenie, rampă fostul libertării de orice legau, sfințiți-vă gândurile și planurile care le aveți dinaintea, ca să pot să lucrez cu voi și în voi, în casele voastre și în familia voastră, pentru că sunt eu și sfânt și acela care stă lângă mine, zice Domn, eu îl voi împuternici și învrădici ca să facă slujba de preot în via mea, zice Iisus Hristos din Duhul Sfânt. Iată că sunteți alcurat înaintea mea și Domnul Dumnezeu am pus preț pe voi, dar voi puneți preț pe lucrarea mea și fiți sfinți și sfințiți-vă și smeriți frate lângă altare întotdeauna ca să pot lucra cu voi, să pot face lucrările mele, zice Iisus Hristos, miniatel să le pățime tot să mine cauze. Adică un sfânt, Hristos Iisus e Domnul. Și pentru lucrarea Domnului, cum a spus Dumnezeu că pe tine te-a găsit dintre mulți oameni și pe tine te-a găsit Dumnezeu și s-a pus în lucrarea Domnului, a spus Dumnezeu că noi, oamenii, nici ne trece prin gândul capului și taină mare și adâncă este lucrarea asta Domnului ca să faci noastră. Și mulți oameni nu acceptă lucrarea asta. Dar a spus Dumnezeu așa, că la timpul, la ziua judecății, când Dumnezeu o să judecă oamenii, a să le pune Dumnezeu față în față cu lumea voastră, dar o să le face Dumnezeu de rușine prima pe pământul ăsta, dar și sus în ceruri, pentru că a spus Dumnezeu că lucrarea asta este al Domnului. Că Dumnezeu a lăsat lucrarea asta. Că-l fac eu. Nu cum a venit că oamenii spun că oamenii fac. Da. Deci direct Dumnezeu a lăsat lucrarea asta. Și o lucrare foarte, foarte, foarte tainică. Da. Dar mulți oameni o gândesc cu mine. Ei cum ar zic că e un lucru simplu, normal. Dar a spus Dumnezeu că nu e așa. Și chiar pe mulți oameni să le face Dumnezeu de rușine. Da, slavă Domnului. Da, pe locale înaltă. Asta m-a udit partea Domnului, Domnul să te binecuvinte.